Se putea să nu ne certe ministrul mediului, cum era reclama aia tâmpită. Eram precisă că aici se va ajunge. Fac ăștia ce fac, toți politicienii ăștia, și la final o dau pe oameni, exact cum aruncă unii în stradă ligheanul în care au spălat ceva prin casă. Jap! Dăm totul la canal în stradă. Așa-s politicienii. O mermelim acolo cât o mermelim, iar apoi luăm toate zoaiele și le vărsăm în capul oamenilor. Pădurea nu ar fi putut să dispară peste noapte, pentru că s-au făcut tăieri în mod repetat timp de 5, 6, 7 ani, fără ca nimeni să le vadă. Nici cetățenii n-au sesizat, nici autoritățile statului nu s-au sesizat. Aproape că într-o conlucrare comună, o suprafață importantă din pădurile României au dispărut. Mai e și agramat cu metre. O suprafață au dispărut. Și așa, nici oamenii, nici autoritățile. Păi gata, nea Costele, hai că ai rezolvat-o. Oamenii e de vină, nu? Păi în loc să semnaleze și ei, în loc să se bată cu branconierii, vorba lui Iga și ăla, în loc să se răscoale, na, ei se complac, mă, conlucrează cu dușmanul nemernicii. Șeful, fără glumă, te-ai gândit că poate poporul a luat șpagă și ar trebui băgat la bulău? Cu totul așa de lămăsa, mi-e așa miroase, poporul șpăgar a vândut pădurile țării, bre. Eu ca ministru îi vreau cu cătușe pe mâini pe toți cei care tai ilegal, transportă ilegal sau fură din pădurile României. Măi, ministrule, că altfel nici nu știu cum să zic, ești foarte viteaz, bre, ce să-ți povestesc. Îi vrei cu cătușe pe hoții de păduri, da? Păi dacă îi vrei cu cătușe pe hoții de păduri, dă-le arme pădurarilor, nebunule. Dă-le mașini puternice și angajează mult mai mulți rangeri. Trimite armata, nene, dacă altfel nu se poate. Nu de alta, dar pădurarii care i-au vrut în cătușe pe hoți sunt morți. Iar tu și alții ca tine de la mediu, băieți de ăștia la costum, care leșină dacă ridici o palmă la ei, sunteți complicii acelor criminali. Da, complici, pentru că ați trimis niște oameni să se lupte în chiloți și cu praștii, cu unii care aveau puși și pistoale. A început să mă apuce sila. Mamă, și cum fac, că sunt toți la fel, toți. Când vin la putere, spun că fac audit. Să arate nenorocirile de la acel minister. Bă, și după audit, ce să vezi? Sunt de vină cetățenii. Mai spar cu metre? Mai ai multă caterincă de-asta proastă în tine, Costele? Ce ușor e din gură. Îi vreau un cătușe să moară cea mai scump. Bine, pa, vă pup, mă duc acasă. Păi fă, bă, ceva dacă îi vrei în cătușe. Ești ca ăla care se ruga la Dumnezeu să câștige la loto, iar după niște ani iese Dumnezeu la el. Bă, dar tu ești chiar nesimțit. Dă-mi, bă, și mie o șansă. Joacă la loto. Cu metre, nea Alexe, dacă vrei doar să dai din gură, vino, mă, cu metre la televizor, uite așa ca mine. Dacă vrei funcție însă, dacă vrei să fii ministru, nu merge, mă, doar să dai din gură. Funcția e cu făcut chestii. Ia bagă tu niște propagandă ceva, știi, pentru aia de afară. Am mai văzut filmul ăsta prost de atâtea ori și, mă scuzați, eu merg să mănânc o basculantă de lămâi, după care mă culc. A, da, l-aș fi crezut pe Nea Ibrichilie ăsta de la mediu dacă venea să ne spună, băieții, e subtă treaba pe linie. Da, s-au furat pădurile patriei cu complicitatea poliției, a gărzii de mediu, a SRI-ului, a guvernului, a lui mama și a lui tata. Da, așa-l credeam. Dar dacă el vine și o bagă cu, domne, s-a furat, domne, într-adevăr, dar chiar așa, niciun cetățean să nu zică nimic. Nene, ești nesimțit. Se scria la ziar în fiecare zi despre aceste furturi. Dacă n-ai citit presa, nu înseamnă că nu s-a zis nimic, mă. Unde sunt bani mulți, sunt și interese mari.